Bună din nou, bine v-am găsit! De această dată, de la o lecție dedicată celor de clasa A8, -a, lecție intitulată Introducerea de către om a unor specii noi în ecosisteme. În această lecție, o să descoperim și o să vedem efectele pe care le-au produs unele specii de plante și de animale introduse în mod voit sau nevoit de către om în unele zone sau în unele ecosisteme. Să începem! În ecosisteme, Interacțiunile dintre specii conduc la adaptări reciproce. Datorită acestor relații, se menține echilibrul ecosistemului. Efectivele speciilor, păstrându-se între anumite limite, introducerea sau distrugerea unei specii. Ca urmare a acțiunii voluntare sau involuntare a omului, tulbură echilibrul dintre speciile autohtone și creează noi lanțuri trofice în ecosisteme. Multe dintre aceste dezechilibre au repercusiuni și asupra omului, nu doar asupra animalelor. De obicei, în intervențiile sale, omul s-a ghidat după avantajele imediate. Adică, cum am nevoie de ceva, trebuie să mă obțin ceva. Nu mă gândesc pe viitor ce se poate întâmpla. Dacă introduc o specie de animal sau de plantă într-un ecosistem acvatic, terestru sau aerian, Ignorând corelațiile complexe dintre specii și efectele pe termen lung asupra ecosistemelor, intervențiile umane s-au realizat de obicei prin unul dintre următoarele mecanisme. O să vedem mecanismele care s-au produs. Prin introducerea unui consumator de ordin superior prădătorului, se poate introduce un parazit al dăunătorului, introducerea unui parazit al prăzii, introducerea unui prădător concurent cu prădătorul inițial. Acum o să deplasăm cele două cursoare care o să apară evidențiate, vedem aici, o săgeată care se tot chinuie să zică, hai bă, mută cursorul ăsta să vedem ce se întâmplă, în direcțiile indicate. Hai să vedem ce se întâmplă. Avem aici o grămadă de șoareși de câmp, iar aici avem un ul șorecar sau un șorecar. Să vedem ce se întâmplă. În momentul în care scădem numărul de șoareci, odată cu distrugerea prăzii, scade și numărul de prădători. O să avem mai puțin șorecare, mai multe agvile. Cum pot dispărea șoarecii? Păi, într-un an secetos, de exemplu, că nu există suficiente rădăcini pe care să le roadă săracii. Hai să deplasăm consorul din partea de jos. În momentul în care distrugem prădătorii, automat această situație duce la înmulțirea masivă a prăzii. Când pot fi distruși prădătorii, fie vânați în exces, cum am văzut la supraexploatarea resurselor naturale pentru trofee sau alte minuni, sau în cazul îmbolnăvirii, apariția unor boli în cazul în caz, în cadrul clasei păsărilor, cum a fost și este gripa aviară. Să mergem mai departe, să vedem ce se întâmplă efectiv când introducem voluntar unele specii în anumite ecosisteme. Ce poate să se întâmple? Negativ. Avem un studiu de caz. Zice așa, Introducerea voluntară a unor specii în noi habitate a produs adevărate dezastre ecologice. În anul 1513, insula Sfânta Elena, o vedem în imagine pe hartă, era acoperită de păduri. Pe insulă au fost aduse capre domestice, cum avem și noi pe acasă, da? capră două, fiindcă laptele de capră, știți voi, este foarte bun pentru tratamentul plămânilor care au distrus ireversibil pădurile, adică au rost tot ce au întâlnit. Astfel, după 300 de ani, după introducerea capelor, insula a devenit un teren arid, cu o climă aspră, așa cum este și în prezent. Zice că să apăsăm pe imaginea alăturată, să vedem ce se întâmplă. Așa, în secolul 17, coloniștii au adus în Martinica, în altă zonă, un șarpe veninos, Jarca, se numește din India, pentru ca sclavii să nu părăsească plantațiile de bomba care existau acolo. Fiindcă nu aveau suficient oameni să-i păzească. Șerpii s-au înmulțit excesiv datorită faptului acestui fapt au intrat în alertă și atunci coloniștii au zis, bă, trebuie să reducem numărul de șerpi ca să nu șarpe veninos, că ne omoară și pe noi ne mușcă și ne omoară. Au adus manguste din India să-i distrugă. Dar acestea, în loc să mănânce șarpe de jarca, a preferat ca hrană păsările domestice, provocând o a doua calamitate. Da? Hai să vedem câteva alte studii de caz. În 1870 a fost introdus iepurile de vizuină european în Australia, unde nu avea dușmani naturali, vulpi, lupi sau păsări răpitoare. Având condiții prielnice, așa cum vedeți în imagine, iepurele nostru s-a înmulțit excesiv. Nu de-a este vorba, zice că te înmulțești ca iepurii. Iepurii au început să distrugă vegetația. Observați în imagine deja multe zone din care vegetația a dispărut, devenind o adevărată calamitate. Vegetația, bineînțeles, era sursă de hrană pentru voi, care la rândul lor era sursă de existență a fermierilor. Fermierii și familiile lor au rămas fără hrană. În momentul în care nu ai ce mânca, este o problemă. Fermiere au adoptat metode extreme, au început să împuște iepurii, să organizeze vânători, au murit câțiva, dar efectivul s-a refăcut rapid, mai ales că era un iepuri de vizuină, era greu de împușcat, de anihilat. S-a încercat stăpânirea iepurilor prin aducerea vulpilor, dar acestea au preferat să mănânce păsări domestice, la fel ca și mangustele cu șarpele jarca, care nu puteau fugi. Așa de repede ca iepurii. S-au pricopsit și cu vulpe. Abia în anul 1911, când au fost aduși iepuri bolnavi, s-a produs o epidemie în rândul iepurilor autohtoni, așa cum este acum COVID-ul la noi, și numărul lor a scăzut foarte mult. În urma acestei epidemii, odată cu reducerea numărului de iepuri, s-au refăcut și pajiștile. Iar fermiere au avut din nou surse de hrană, observați în poză, toată lumea este fericită, bine hrănită și zâmbitoare. În continuare, distrugerea unor specii considerate dăunătoare poate duce la distrugerea unei specii folositoare. De exemplu, distrugerea lupilor a dus la înmulțirea rozătoarelor care produc pagube mari agriculturii și pășunilor. În urmă cu câțiva ani, cu câțiva zeci de ani, acum mai nou s-a implementat un program de reintroducere a lupilor în faună și în țara noastră. Bineînțeles, lupii au crescut ca număr și din câte din sursele pe care le cunosc eu, deocamdată au ajuns să fie dăunători și nu mai este mult până când o să fie iarăși vânați. Distrugerea coiotului din preriile Americii de Nord a dus la distrugerea pădurilor tinere, datorită înmulțirii ierbivorilor. Da, să vedem ce se întâmplă. Mai avem aici trei cazuri interesante de studiat. În imaginea de sus, țânțarul Anofel care știți voi că produce o boală urâtă, malaria sau frigurile de baltă, își depune ouăle pe suprafața apei. Larvele lui sunt acvatice și constituie hrana unor pești, cum sunt ghidrinul și gambuzia. Îl vedeți în imaginea aceasta unde indic eu cu mausul. De aceea acești pești pot fi folosiți pentru reducerea populației de țânțari. Este un lucru bun, un caz fericit. Buburuza, atât de cunoscută dintre noi, nu? O pe care o puneți voi, fetele, în vârful degetelor și așteptați să zboare și ziceți unde îi zbura, acolo mă Și dacă zboară peste gard la vecinul tău Ionuț, pe care nu-l placi, o să zici că este o buburuză virusată și că n-a zburat corect. Bun, să ne întoarcem la cazurile noastre. Buburuza poate fi folosită pentru distrugerea puricilor de plante, vedem aici, pentru distrugerea afidelor care produc pagube mari plantațiilor, nu numai de citrice, dar la toate plantațiile, fiindcă sug lăstarii tineri, înțeapă lăstarii tineri, sug seva iar acestea se deformează. Vreau să vă spun că o buburuză poate consuma până la 200 de purici de plante de afide pe zi. În partea de jos a ecranului ploșnița cerealelor care o vedeți aici cu verde, își depune ouăle pe plante. Insecta te Telenomus vedeți voi acolo omus ca asemănătoare ca vespia, își depune ouăle în ouăle ploșniței. Larvele insectei ies din ouă și mănâncă ouăle ploșniței astfel Telenomus poate fi folosită pentru a combate ploșnița cerealelor. Această ploșniță înțeapă Tulpina cerealelor suge seva și produce modificări în dezvoltarea plantei. Și uite așa scăpăm și de ploșniță. Am văzut ce se întâmplă dacă introducem specii de animale. Acum să vedem ce se întâmplă dacă omul introduce voiți sau nevoit specii noi în ecosisteme. În lumea plantelor s-au produs de asemenea dezechilibre ecologice ca urmare a introducerii de către om a unor specii în regiuni noi. La începutul secolului al XIX-lea, o specie de cactus originară din America a fost adusă în Australia, bineînțeles ca plantă decorativă unde s-a înmulțit foarte mult în detrimentul altor specii de plante. Acest tip de cactus a fost distrus abia după aproape un secol, când omul a importat o specie de fluture din Argentina, fluture care a devorat tulpinile cactusilor, adică îi înțeapă, își depune ouăle în interiorul tulpinei de cactus, larvele ies și consumă cactusul din interior. Zambila de apă, cea care o vedem în imagine, plantă originară din America tropicală, a fost introdusă ca plantă ornamentală în bazinele din Africa și Europa, fiindcă este foarte frumoasă, decorativă. Deoarece prezintă înmulțire vegetativă, rapidă, prin stoloni, adică bucăți de plantă, la fiecare două săptămâni, o plantă produce un nou individ. Un singur exemplar de zambilă de apă poate forma din martie până în noiembrie între 65 și 536 de noi plante. Gândiți-vă, un număr foarte mare. În scurt timp, zambila de apă a invadat bazinele acvatice respective intrând în competiție cu speciile de plante autohtone care se retrag sau dispar. Navigația, pescuitul și supraviețuirea peștilor sunt afectate major, deoarece specii au nevoie de plante care să le consume, dar au nevoie și de lumină și de oxigen. Dispare oxigenul datorită resturilor de plante a zambilelor bătrâne care cad pe fundul apei și mor și se descompune eliminând dioxid de oxide carbon. Din anul 1955 s-a reușit oprirea extinderii plantei prin pulverizarea în apă a unor substanțe chimice. Operațiunile sunt foarte costisitoare, de unde și denumirea zambilei de apă ca planta de un milion de dolari. De ce zice așa? Fiindcă, ca să se oprească răspândirea ei, s-au cheltuit până la descoperirea substanței chimice respective un milion de dolari pentru combaterea ei. Uneori, introducerea unor specii cultivate s-a făcut simultan cu dăunătorii acestora, gândacul de Colorado sau Angele de cartofi, cum le cunoașteți voi. A fost adus împreună cu cartoful. Filoxera, cea care atacă vița de vie, a fost adusă cu soiuri de viță de vie americane rezistente. Cartoful este de origine americană și a fost introdus în Europa prin secolul 16-17, unde prin selecție artificială au fost obținute variate soiuri de cartofi. Roșii, albe, albastre sunt acum. Gândacul de Colorado sau gangele de cartofi există în biocenoze naturale, deci natural la ei acasă, în zona de est a munților stâncoși din Colorado până în Mexic, hrănindu-se cu cartoful sălbatic. El a trecut pe cartoful cultivat când acesta a fost adus din Europa în America. În Europa a ajuns în anul 1917, țineți minte, 1917, când odată cu marfa adusă din America și Franța, au fost aduși câțiva gândaci, vrând nevrând, s-au strecurat acolo prin sacii de cartofi și au ajuns în Europa. Aici s-a înmulțit rapid, neavând dușman natural. În America, dușmanul natural al gândacului din Colorado este curca și curcanul, care trăiesc și acolo în natură. La noi, curca, curcanul, doar în gospodării. Așa că dacă doriți să scăpați de goangele de cartofi, de gândaci din Colorado, creșteți multe curci și pui acestora și dați-le drumul prin cultura de cartofi. Întrucât Cartoful conține substanțe toxice excepțin tubercul, adică acea parte din pământ, tulpinile subterane pe care îi mâncăm noi. Gândacul de Colorado nu are concurenți pentru această resursă de hrană și se înmulțește rapid. Combaterea atacului gândacului de Colorado se face prin utilizarea de insecticide și prin cultivarea soiurilor de cartofi rezistente la atac. Verificăm, vedem că am completat corect. Mergem mai departe. Afidul filoxera. Observați, goangele acestea micuțe, publice aceștia, înțeapă vița de vie și produc bubele acestea, umflături legalele. A pătruns în Franța. Până atunci, această insectă trăia pe speciile de viță sălbatică din Statele Unite ale Americii. La veți de munții stâncoși, fără a pricinui pagube vizibile. Ajuns în Franța, a distrus culturile de vițe pe suprafețe imense. Atunci a apărut ideea de a altoi soiurile europene de viță cu cele americane, rezistente la filoxeră. În acest fel a fost stabilită invația acestui fiind. Vreau să vă spun legat de soiurile de viță de vie că cele care le creștem noi în curtea noastră, cele albe, se numesc soiul alb, se numește Nova, iar cea albastră, Izabela, sunt hibrizi direct producători, adică nu sunt soiuri altoite, sunt foarte rezistenți la filoxeră, aduși din America, dar vinul obținut din ei conține o cantitate mare de alcool metilic, care duce la afectarea nervului optic, cel care duce informația de la ochi la creier, așa că dacă se consumă o cantitate mare de vin produs în curte din hibrid direct producător, putem să orbim. De aceea este recomandat a se consuma vin produs din soiurile nobile, cum este muscatul, feteasca albă, feteasca neagră, băbeasca neagră, și așa mai departe. Soiuri care nu conțin în vinul produs din acestea o cantitate mare de alcool metilic. Să mergem mai departe. Să vorbim puțin despre adaptare. Adaptarea reprezintă o schimbare cantitativă a exprimării caracterilor sub acțiunea unor factori ecologici. Acomodarea este un proces prin care un organism, o populație își modifică forma, structura sau funcția pentru a rezista unor condiții noi de viață prin apariția de caractere noi. Aceste modificări sunt reversibile și nu se transmit urmașilor. Acomodarea reprezintă prima fază a adaptării. Aclimatizarea este un proces fiziologic complex datorită căruia un proces, o specie, populație poate să-și desfășoare normal viața în condițiile climatice diferite față de cele la care specia respectivă este adaptată. Dacă omul cunoaște și respectă legile care guvernează natura, el reușește să introducă specii noi valoroase din punct de vedere economic și care nu perturbă natura. Da? Observați tranziția cartofului sau a unor specii de arbori de pe un continent pe celălalt produsă cu succes. Aclimatizări reușite, din câte se cunosc. Specii de păstrăv în râurile din Extremul Orient și Africa. Da, duși din Europa. Somoni, în Noua Zeelandă. Specii de crab chinezesc în România. Vreau să vă spun că crapul chinezesc, ajuns în bălțile de, din România, este un crap foarte lacom, care se dezvoltă rapid, corpul lui conține foarte multe oase, nu este deloc plăcut bucătarilor, în alte țări se folosește doar pentru conserve, este o specie invazivă. Dacă v-ați gândit, să vă amenajați o baltă în care să introduceți specii de pești de ape stătătoare care au nevoie de puțin oxigen, introduceți crapul fitofag, cel românesc, și vă feriți de crapul chinezesc, fiindcă consumă tot și devine o specie invazivă. Vă spun eu din proprie experiență. Aclimatizarea eucaliptilor a unor specii de conifere, Aclimatizarea plantelor ornamentale sunt reușite. Toate acestea. Zice că să luăm cei trei pești de alături, să-i așezăm în bazinul cu apă, să observăm ce se întâmplă. Da, specii de crap. Sângerul, Novacul și Amorul Arb. Da? Noile specii de crab utilizează optim resursele naturale, au rezistență mare și au rol ecologic. Observați că fiecare are o sursă de hrană diferită. În economia piscicolă, cele trei specii de crab valorifică foarte bine hrana naturală, ne fiind nevoie de furajarea suplimentară, adică să le dăm granule. În cazul crapului românesc, Așa, ca în cazul crapului românesc. Crapul românesc are nevoie de cel fitofac care m am spus eu că este gustos, are nevoie să îi administrăm furaje în timpul verii. Nu este nicio problemă, fiindcă are carnea gustoasă. Aceste specii necesită cheltuieli reduse pentru creștere, au un important rol ecologic, contribuind la limitarea fenomenului de eutrofizare. Da, Consumând și alge care se dezvoltă în exces, în, cadrul, în cazul în care noi poluăm cu substanțe organice apele, da? cu mus provenit de la gunoiul de grajd, atunci acești pești consumă algele, iar apa nu se înmulțește, nu este invadată de alge în exces și totul este bine și frumos. Haideți să vorbim puțin despre naturalizare, că toți ați auzit de naturalizare, să, vă zim, să vedem ce, ce reprezintă. Zice așa, naturalizarea reprezintă stadiul final din procesul de adaptare a unei specii, caracterizat prin capacitatea organismelor respective de a se integra complet în noile condiții de viață, într-o biocenoză nouă, fie că este a terestră, acvatică sau aeriană, intrând în componența faunei sau a florei, dacă este animal la faună, dacă este plantă la floră, naturale a acestuia. Specia naturalizată supraviețuiește și se reproduce în noul mediu de viață fără intervenția omului pentru speciile de plante și animale nedomestice, faza de naturalizare urmează imediat după faza de acomodare. Deci în momentul în care te simți bine în zona nouă cucerită și produși urmași, ești considerat naturalizat atât animal cât și vegetal. Bun, hai să vedem aici niște lucruri interesante. De deci ce că să asociem speciile dăunătoare din coloana din stânga cu speciile din dreapta care le controlează în mulțirea. Da, în ceea ce am văzut în lecție. Bun. afidele sau pugilicii de plante știți voi că sunt controlați, consumați ca să nu se înmulțească așa mult de către nu lup, nu pește, nu muscă, nu mangustă, ci de către buburuză. Vom vedea dacă este așa. Da? Șarpele este controlat nu de pește, nu de lup, eu zic că de către această ce frumos mamifer, de către mangustă. Șoarecele este controlat să nu se înmulțească de către lup. Da? Țânțarul anofel, de către gambuzie, iar ploșnița de către această musculică simpatică. Zice că este ok ceea ce am făcut. Mergem în continuare. Avem un joc foarte interesant, intitulat Tortulețul Buclucaș, ceva asemănător cu spânzurătoarea. Zice așa, în pătățelele din imagine, Trebuie să introducem literele care formează specia care a distrus pădurile din insula Sfânta Elena. Dacă greșim o literă, observăm că dispare o felie din tort. În momentul în care tot tortul este mâncat, considerăm că am pierdut. Noi o să punem prima literă C. Foarte bine! C? Oare de la ce vine? De la ce animal a distrus insula Sfânta Elena? Următoarea literă este A. Foarte bine. Următoarea, hai să punem Y. Opa, n-am nimerit bine. Hai să punem H. Opa, a mai dispărut o bucată de tort. Capra. Opa, trebuie să ne mobilizăm. Și se punem litera P. Este bine. Hai să mai mâncăm o bucățică de tort. <coughs> nu permitem, nu ne permitem să-l mâncăm pe tot. Ca <coughs> atunci ai problemă. Să punem litera R. Caprele au distrus pădurile din insula Sfânta Elena. Mulțumim pentru atenția acordată. Ne vedem în episodul următor.